You were alone, left out in the cold, clinging to the ruin of your broken home. Too lost and hurting to carry a load. We all need someone to hold. Keep me close, can you love me most? You've drunk it down and you spat it out, and nothing tastes like the things you have. So tear it off, why don't you let them go? Okay. Cetățenii Cărnăreasa Alexandru Valentin, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Marian Narcisa Raluca? Da. Cetățeană Marian Narcisa Raluca, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Cărnăreasa Alexandru Valentin? Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări! Iată un moment delicat în viața oricărui om. Un moment delicat pentru că e unic. Un moment delicat pentru că e special. Nu se repete. Chiar dacă cu parcursul vieții mai apar accidente. Se întâmplă. Nu e în capăt de lume. Biserica Ortodoxă chiar îngăduie până la treia căsătorie. Dar nu mai e în cununie. E o rugăciune de binecuvântare. Ca să întărească oamenii în pădă. Cu primăria ați făcut un contract acolo. Tu întrebai, vrei? Da, semnează. Aici ați făcut un legământ, cum am spus, cu mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. Un jurământ de suflet, care trebuie să-l păstrați până la capăt, auzi până la mormânt. Asta dă notorietate și dă greutate acestei întâmplări, acestei povești de dragoste. You fix me up, you show me hope.